Dezvăluiri din sala de judecat. Tăricianu cere să fie judecat doar pentru mărturie mincinoasă. Eful Senatului, Celin Popescu Tăricianu, a cerut schimbarea în cadrii juridice, din mărturie mincinoasă favorizarea făptuitorului, în mărturie mincinoasă, informează Antena 3. Judectorii CJ discut marci un nou termen în dosarul în care presubliniere dintele Senatului, Celin Popescu Tăricianu, este judecat pentru mărturie mincinoasă sublinierei favorizarea infractorului. Celin Popescu Tăricianu a fost trimis în judecat de DNA pe 7 iulie 2016 pentru mărturie mincinoasă sublinierei favorizarea infractorului. Conform DNA, în cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegală a unei suprafețe din pădurea Snagov sublinierei a fermei BNASA, Tăricianu a făcut, sub jurmânt, la data de 15 aprilie 2016, declarații necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esențiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat sublinierea. Nu a spus tot ce sublinierea tie în lectură cu împrejurări esențiale, urmărind prin aceasta împiedicarea / îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpaților cercetați în dosarul trimis în judecat. Procurorii afirm că Tăricianu a susținut în mod nereal ce nu a avut cun o subliniere tinc despre retrocedarea către Paul Filipe al României a unor suprafețe de teren în BNASA, fosta fermă regal, sublinierei Snagov, trunchiul de pădure fundul sacului, despre implicarea inculpacilor Tal Silberstein, Benistein Mex, Moshea Gavi sublinierei altor persoane în procedurile de retrocedare sublinierei nici despre actele de vânzare-cumpărare vizând aceste bunuri. Celin Popescu Tăricianu este acuzat ce a mai făcut declarații necorespunzătoare adevărului sublinierei nu a spus tot ce sublinierea tie despre relația cu inculpacii Tal Silberstein, Dan Andronic sublinierei Remus Truic, despre întâlnirile sublinierei discuțiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacționarea imobilelor menționate sublinierei modalitatea de dobândire sublinierei valorificarea bunurilor revendicate.